Hello dragilor! Bine ați venit sau reveniți pe canalul meu! Astăzi o să vă prezint uh, câteva produse uh, de make-up pe care le folosesc eu și de îngrijire, pe care le folosesc eu, uh, pe, pe care le-am folosit astăzi uh, în vederea obținerii unui uh, machiaj ușor, de vară, ceva fresh, așa, nu ceva sofisticat, uh, un machiaj light, de genul uh, Makeup, make-up, make up, no make-up. Numele meu este Mirela și vă prezint astăzi produse pe care le-am folosit astăzi. Eu, primul rând o să vă zic că am avut o ținută casual și am mers la o plimbare în parc. Ideea este că machiajul de obicei trebuie stabilit și produsele de machiaj trebuie folosite în funcție de cum ne îmbrăcăm, mă rog, unde urmează să mergem, de câte ore avem nevoie să se menținem un machiaj și, în funcție de aceste informații, vom hotărâi și produsele de machiaj. Scopul acestor sesiuni este să vă spun exact ceea ce folosesc și care sunt impresiile mele cu privire la aceste produse. Adică, nu vreau doar să vă fac așa. Un hol de produse prin care să spun care sunt favoritele, ci pur și simplu pe măsură ce folosesc produse să vă expun punctul meu de vedere cu privire la aceste produse. Dacă știu prețuri, o să vă zic și prețurile și vă spun și de unde le-am achiziționat. Bun, haideți să începem. Prima dată, pentru că este cald afară, avem nevoie de un antiperspirant. Acesta este un must Adică nu avem cum să aplicăm parfum fără să avem un antiperspirant. Acesta este primul lucru care se folosește. Înainte de a aplica machiajul sau orice altceva, trebuie să ne asigurăm că folosim un antiperspirant. Eu de data aceasta folosesc acest antiperspirant de la Nivea. Sincer, nu l-am mai văzut în magazine dar îmi place foarte mult linia aceasta, Miracle Garden și acesta mirase extraordinar. Este cu iasomie și bergamotă și îl folosesc din plin. Mi se pare destul de rezistent și foarte, foarte ok cu pielea și mai ales cu zona axilelor și chiar nu, nu irită pielea și lasă și un miros fresh. Deci pe acesta l-am folosit. Să știți că nu știu de unde l-am cumpărat, că a trecut ceva timp de când l-am luat. Cred că l-au luat de la DM sau de la Omega Image, ceva de genul. Bun, mergem mai departe cu alte produse folosite. Așa cum v-am mai zis, de fiecare dată, și cum ați mai probabil observat dacă ați mai vizionat din clipurile mele, eu folosesc acest produs care mi se pare salvator. Cine l-a inventat a avut o idee minunată, la modul că. Nu mă vopsesc la fiecare săptămână, dar constat că imediat după ce m-am vopsit, și de obicei frecvența este de o lună, mi se întâmplă să crească rapid fire noi de păr, unele dintre ele mai sunt și albe în anumite porțiuni, și atunci am nevoie de acest produs care mi se pare salvator, mi se pare foarte rezistent. Singurul lucru care trebuie să-l luați în vedere la aplicarea acestui produs este că cumva nu trebuie să-l aplicați de la o distanță foarte mare de firul de păr pentru că acele particule colorate se vor duce și pe față și pe bluză și așa mai departe și e bine totuși să nu aveți să zicem așa să fiți să aveți să fiți îmbrăcați cu ceva deschis să se păteze sau ceva eventual nu știu faceți acest proces că nu, eventual să aveți ceva de protecție, să fiți sigur că nu se um, aplică și pe îmbrăcăminte sau ceva, dar oricum cheia acestui produs este să aplicați cât mai aproape de rădăcina părului, astfel încât produsul respectiv, ceea ce se pulverizează, să se ducă direct pe păr și nu pe față sau în alte zone. Cu cât distanța față de păr este mai mare, cu atâta există posibilitatea ca o parte din particulele spreului să se ducă în alte zone. Așa arată eu și practic aplicați la, la, rădăcină. El, să știți că pătează, dar se ia imediat dacă îl curățați, adică dacă ați pătat ceva, se, cel puțin pe față sau pe mâini, puteți să vă, să zicem așa, să vă că se ia imediat și durează câteva minute până se usucă această soluție. Bun. Deci acesta o dată. Îl folosesc și îmi place foarte mult. Am văzut că la Mega costa 31 de lei, avea o ofertă. Eu am, fiind vopsită cu blond, folosesc acest dar blond, care sincer îi dă și o culoare așa foarte drăguță, ai senzația că te-ai dus la salon, pentru că există o nuanță, nuanța aceasta e un pic mai închisă față de ce am eu și se vede foarte, dar nu o discrepanță așa deranjantă, chiar se vede foarte ok. Și am văzut că au și pe negru și pe castaniu, adică chiar există variante. Bun, mergem mai departe. Deci acesta este 31 de lei, v-am zis. Eu l-am luat, cred că, cu 36, am dat mai mult pe el și l-am luat din DM, Sai-ul acesta. De uh, vopsea din aceasta pentru retuș, cum ar veni. Bun, apoi un alt produs salvator este acest batist, care eu îl recomand tuturor persoanelor, inclusiv cele care doresc să se căsătorească, pentru că este un produs chiar absolut necesar când aveți uniunea civilă sau religioasă, în momentul în care o să transpirați, o să aveți nevoie de un astfel de șampon, astfel încât să vă dea volum la păr. Ideea este că îmi place foarte mult de când le-am descoperit, nu există să nu am șampon din acesta uscat. Ce îmi place la ele că pur și simplu dacă trebuie să pleci undeva și nu te-ai spălat pe păr și s-a îngrășat păr, observ că s-a îngrășat datorită excesului de sebum, atunci acesta te salvează pentru că îl aplici pe păr. Ideea este că el lasă așa un praf alb, dar în momentul în care îți periezi părul, se duce, se elimină un pic sau se stompează, nu se mai vede așa insistent. Cert este că îmi plac genul acesta. Eu am găsit o ofertă la farmaciile Dr. Max și pe acesta l-am l-am luat cu 12 lei, dar l-am văzut și pe Notino și pe DM. Ideea este că dacă urmăriți o să le vedeți la ofertă. Faza este că atunci când aveți nevoie de un produs, nu găsiți neapărat ofertele respective și e bine când vă vedeți o ofertă atunci să vă cumpărați, chiar dacă mai aveți acasă un tub, să zicem, puteți să vă mai luați un tub la ofertă ca să luați când este ieftin. Um, acesta miroase foarte bine. Miroase așa un pic a orange, nu știu, sau nu știu, este foarte fresh. N-aș putea să zic a orange, dar ceva foarte fresh, așa. Se și cheamă classic fresh și ce îmi place la acesta, care mirosul acesta de lămâie, ceva citrice, foarte fresh și miroase și părul, da, așa un higher acid. Ideea este că Evident că teoretic ar trebui mai întâi să ne spălăm pe păr și apoi folosim acest, pardon, scuzați, să folosim acest uh, șampon. Dar faza care este că uh, sunt persoane care se uh, confruntă cu un exces de sebum la păr, imediat după ce s-au spălat la o zi sau două, imediat se îngrașă foarte tare părul, așa cum este și cazul meu. Adică la mine e o chestie care ține cumva și de genetică și de piele, nu e ceva ce putem să schimbăm, și chiar nu poți să te speli în fiecare zi pe cap, adică ar fi un efort tu să stai tot timpul în baie și să consumi foarte multă apă și să stai toată ziua să te ocupi de spălatul părului. Așa că mi se pare foarte acesta ca fiind o soluție salvatoare în momentul în care ai un exces de să se bum și nu se mai vede părul acela îngrășat. Deci e chiar, chiar foarte bun și recomand dacă nu, nu l-ați încercat încă, chiar îl recomand. Eu am mai încercat și de la Notino, dar și cele de la Notino sunt bune, doar că ce variantă am folosit eu nu mirosea deloc. Și by the way, acesta are 200 de lei și îl găsiți și pe Notino, că se poate cumpăra și costă cam în jur de 20 de lei, 17 lei, 20 lei, depinde dacă aveți și un cod de reducere și au și cei de la Notino, dar acela este tot așa 22 de lei. Mie îmi place mai mult cel de la Batist, este și numărul 1 în materie de șampoane uscate, adică nu degeaba sunt numărul 1 ca și brand pe partea aceasta, că sunt foarte bune. Um, și într adevăr raportul calitate preț este foarte bun. Adică te, te scapă de multe situații din acestea care nu sunt deloc confortabile. Uh, pentru că chiar ești într o situație în care pur și simplu de la poluare, de la căldură, părul se îngrașă, ai un exces de sebum, el se îngrașă, nu avem cum. Este o reacție normală a organismului și practic acest produs chiar te ajută să să-i dai așa, să așa un refresh la păr și să nu mai pară, să nu mai aibă aspectul acela de păr gras. Bun, mergem mai departe cu următoarele produse pe care le-am mai folosit. O să zic acum pentru, pentru unghii ce am folosit. Pentru unghii am folosit în primul rând această ojă de la OPI, care mi se pare foarte drăguță. Este un produs, din câte am înțeles, pro, uh, fabricat în Statele Unite. mi îmi place foarte mult această ojă. Vreau să vă zic că este prima dată când îmi fac unghiile, dar sunt super încântată și de culoare. Este o culoare din aceasta de ciclam. Nu sunt eu o maestră la făcut unghiile, adică nu sunt antitalent pe partea aceasta, dar îmi dau interes. Oricum, ideea este că să produsul este minunat, adică nu sunt eu talentată, dar produsul acesta este minunat și vreau să vă zic că la am luat de Penotino și am dat 20 de lei și chiar merită toți banii, adică în primul rând că e un produs foarte dens, concentrat, nu necesită să dai de foarte multe ori cu produs pe pe unghie, astfel încât să se, să se vadă nuanța și ce îmi place la el că nu se văd așa diferențe de culoare în momentul în care aplici nu se usucă imediat și să fie așa o ojă din aceea foarte concentrată și foarte densă de nu poți să o aplici, ci pur și simplu este perfectă, exact cum trebuie să fie. Se aplică cu ușurință, poți să aplici de două ori sau chiar și odată pentru că acoperă foarte bine unghia, are un luciu foarte drăguț al unghiei și chiar mi se pare foarte, foarte bună oja aceasta și e un produs minunat, ce să mai vă zic, și îl și recomand. Ideea e tot așa, să vă mai uitați pe Notino să vedeți și să urmăriți produsele. De obicei, prețul acesta poate să fie 40 sau 60 de lei, cam așa este. Eu l-am luat cu 20 de lei, mi se pare un preț destul de ok și sunt super mulțumită și ca oja aceasta să reziste. Nu știu dacă ea are și un număr, că nu-mi dau seama dacă are și un număr. Da, se cheamă Big Bow Energy, cred că ăsta este numărul, dacă nu cumva o fi linia, nu știu, Big Bow Energy. Și v-am zis, este un roz din acela, asiclam foarte drăguț, care se poartă acum vesel, simpatic, foarte drăguț. Și ca să reziste oja, și să-i dea un luciu și mai puternic, folosesc acest top coat care l-am cumpărat de ceva timp, dar surprinzător nu l-am folosit nici nu mi-am gândit vreodată ce putere, care este puterea acestui produs la în materie de manicură și mi se pare foarte bun. De la Kilis este un produs polonez evident pentru că polonezii au produse foarte, foarte bune și vreau să vă zic că chiar se aplică foarte bine pe unghie, lasă unghia lucioasă, se usucă repede oja, se usucă repede și acest produs și practic protejează oja, dar și unghia, astfel încât uh, să nu se strice oja, ceea ce este foarte bine, pentru că nu trebuie să-ți faci tot timpul un refresh la manicură, uh, să aplici iarăși oja sau, mă rog, uh, acolo unde ți-a sărit oja și acest, uh, acest, top coat are rolul efectiv de a-i da un luciu și de a uh, crește rezistența ojei pe, pe unghie. Bun. Următorul produs care tot așa este în materia aceasta de unghii ar fi acest produs de la Delia pe care l-am folosit și cred că am dat pe el în jur de 16 lei, cam așa ceva am senzația, l-am luat tot așa de penotino, mi-a plăcut și ce îmi place, uitați-vă că are o pipetă. Are o pipetă și după care are și aceste particule aici de plante, da, sunt fel de fel de plante pe aici apuse, frunze, plante, nu știu ce sunt, oricum spune că este pentru cuticule, dar și pentru unghii și îmi place foarte mult cu miroase și mirosul este dat de lemon grass, deci îmi place foarte mult miroasea lămâie, ca să zic așa. Uh, e uleios așa, se așează bine pe, pe cuticule și pe unghii și chiar uh, îi dă așa un aspect sănătos al unghiei și o să vă spun acum și ca, pardon, uh, cam ce... Uh, să vă zic acum cam ce proprietăți are acest, uh, acest produs. Uh, spun ei că accelerează creșterea unghiilor. Uh, protejează unghiile și le face mai rezistente și le protejează împotriva, să zicem, factorilor externi și distrugerilor. Menține hidratarea și strălucirea unghiei, face cuticulele mai soft, așa mai subțiri și ajută la efectuarea unei manicuri și a unei pedicuri mai ușoare. Um, și crește rezistența, um, să zicem așa, e, rezistența efectului de curățare a unghiilor um, și previne ruperea um, și distrugerea unghiilor. Chiar mi se pare ok, și spun ei că are. Um, ulei de conține ulei de uh, castor și uh, ulei de limon gres și cornflower, deci ar veni din porumb, cam așa ceva. Deci conține foarte multe uleiuri, chiar mi se pare foarte ok acest, uh, acest produs. Uh, evident că este și acesta, cum v mai zis, polonez. Polonezii au numai produse bune și o mare parte din produsele din uh, care se găsesc pe piața românească, sunt din Polonia și credeți-mă că ei fac o treabă excelentă. Am lucrat cu ei mulți ani de zile și cam știu ce, cum lucrează, și lucrează cu simț de răspundere. Bun. Apoi, pentru definirea unei manichiuri uh, și pedicuri, Profesionale, așa, și crearea unei manicuri fără cusur sau fără greșeală, avem acest produs care este de la și este un baton din acesta care nu face nimic altceva decât corectează. El, o să vă spun cum este, cred că am dat pe el vreo 12 lei. Uitați, pur și simplu acest produs care este la vârf, avem acolo, să zicem așa, e un fel de. Nu știu ce ar putea să fie vârful acesta de la stilou, care el pur și simplu este îmbibat în acetonă. Și uh, oja pe care ați aplicat-o din greșeală pe lângă unghie sau pe mână sau în anumite zone unde nu trebuia să existe ojă, atunci poate fi uh, uh, eliminată sau, uh, să zicem, ștearsă prin acest stilou. Și în momentul în care să zic așa, stiloul sau penița stiloului se încarcă, uitați-vă cum apare, atunci trebuie când se murdărește această peniță, trebuie să o aruncați că nu mai poate fi folosită da? și să luați o rezervă. Și avem aici și rezervele. Au venit, deci au fost trei rezerve în acest produs și practic în momentul în care nu mai aveți rezerve practic nu aveți ce să faceți decât să aruncați produsul, cu siguranță s-ar putea să mai existe aceton în acest produs, dar eu vă zic așa că uh, el de fapt și de drept, uh, cum îi zice, trebuie înlocuit, ca să zic așa, când se murdărește această peniță a stiloului, cum ar veni, că așa se și numește uh, nail pen, corector pen, Nile polish corector pen. Uh, V-am zis, l-am luat din DM, uh, nu prea se găsesc tot timpul, dar am găsit un moment în care uh, îl aveau la raft, așa că l-am achiziționat și eu. Bun. Apoi vreau să vă zic că pentru față am folosit această mască de la Corica care este foarte suculentă. Ea a venit într-un pachet din acela de gen Beauty Box de la Notino. Și am avut și această uh, mască, îmi plac genul acesta de măști. Să știți că o, singur, o singură mască am încercat de la Corica, uh, aceasta care este cu acai uh, berry, cu fructe de acai, uh, și chiar mi-a plăcut această mască. Este super, super suculentă, miroase foarte bine. Eu sunt foarte sensibilă la mirosul, dacă îmi place ceva. Nu prea vreau să folosesc un produs care miroase dubios sau nu-mi place, nu agrez mirosul respectiv, iar acesta miroase foarte bine, așa, fresh, fructat, chiar e o plăcere să spui o mască pe față cu acest produs și chiar hidratează, adică hidratează foarte mult. Ideea este că ea fiind foarte suculentă, eu am folosit-o vreo 2-3 zile, adică pentru că nu am aplicat șervețelul, ci pur și simplu m-am șters pe față cu șervețelul și având foarte mult lichid, am putut să mai iau din lichidul respectiv care a rămas în, în acest, în acest pachetel, așa. Bun, trecem mai departe. Acum să începem să discutăm un pic și despre uh, machiaj. Așa, și cum v-am mai obișnuit, o să vă zic acum ce produse am folosit pentru, pentru machiaj. Pentru machiaj am folosit uh, acest uh, BB Cream uh, anti, uh, să zicem, uh, fatigă, adică anti de la Bourjois. Healthy Mix are un complex de vitamine. Eu am versiunea 01 light. Îmi place foarte mult acest produs. Este o versiune într adevăr light, în sensul că este o combinație între cremă și fond de ten, dar un fond de ten din acela light așa, ca și și mi se pare foarte potrivit vara, pentru că în primul rând um să zicem așa, nu încarcă foarte tare tenul, apoi de obicei vara transpiră foarte mult fața de la căldură și atunci avem nevoie de un produs care să nu ne acopere totuși porii în totalitate, pentru că vă dați seama, de la praf, de la transpirație, la un moment dat s-ar putea să, datorită produselor de machiaj, să se creeze și să se declanșeze o acne și atunci avem nevoie de produse din acestea mai light așa care nu încarcă tenul și nu astupă porii și atunci acest produs chiar mi se pare foarte potrivit pentru așa ceva pentru că pur și simplu îți respiră tenul. Asta e senzația mea și ai un machiaj light. Evident dacă totuși aveți niște imperfecțiuni destul de să zicem nu neapărat grave dar imperfecțiuni care trebuie să acoperite și nu vă simțiți confortabil cu acest produs, atunci normal trebuie să aplicați un fond de ten. Eu, de exemplu, am câteva riduri de expresie, așa cum are toată lumea, sunt ale mele, nu am ce să fac cu ele. Nu mă gândesc că o să se acopere cu acest produs, nici măcar cu un fond de ten nu are cum să se acopere ridurile, dar oricum acest produs mă ajută pentru că v-am zis, lasă uh, fața curată, nu încarcă tenul și îți dă senzația aceea de uh, produs, adică un machiaj fără machiaj, să zic așa, este foarte light versiunea și chiar mi se pare super ok, nu irită tenul, adică nu mi se pare că uh, apare vreo iritație sau ceva și uh, uh, el este uh, fabricat în Maroc, dar firma este din uh, Paris, aceasta burjoa. da, îmi place, adică chiar e o formulă light. Am văzut foarte multe păreri. S-ar putea, la un moment dat, ea e și ușor parfumată. să aveți Dacă sunteți cumva sensibile, acest produs poate să creeze un pic de alergie de la parfum, dar eu n-am probleme cu acest produs. Adică, pielea mea, deși e sensibilă, acceptă cu brio acest produs. Bun. Acum, pentru, uh, pentru că nu prea m-am gândit foarte bine în ultimul moment, am și câteva să zic așa, ne uh, și atunci uh, am nevoie de un concealer. Eu nu am un concealer sau am, dar nu l-am căutat, așa că am întins mâna spre acest produs de la Tarte, care este un fond de ten de altfel, însă el merge foarte bine folosit și ca concealer. Deci nu am folosit fond de ten pe față, dar l-am folosit doar în zona ochilor, pentru a acoperi uh, acele să zicem, umbre de la cearcăne și să știți că se acoperă foarte, foarte bine cu acest fond de ten. L-am luat de la Tarte, am mai făcut comandă la ei, să știți că livrează din Statele Unite. Puteți să găsiți oferte cu de acestea, au tot timpul discount la anumite produse, doar trebuie să-i urmăriți și... Uh, au pro câteva produse la 50% discount, mai au diverse oferte în care vi se dau niște coduri sau trebuie să-i urmăriți ca să vedeți ce oferte au. Uh, ideea este că nu se plătește transportul dacă se livrează, uh, livrează produse peste o anumită valoare și livrarea produselor durează cam 3 săptămâni. Cam așa cam asta a fost experiența mea, dar eu sunt super încântată de produsele de la ei și cum au făcut livrarea produselor. Și cum i-au ajuns produsele, sunt super încântată, sincer, și chiar acum aștept o comandă de la ei. Probabil că o să ajungă pe la sfârșitul lui iunie. Dar și acest produs e foarte ok, în sensul că acoperă într-adevăr cercanele și, într-adevăr, imperfecțiunile. Are un grad de acoperire mare, mediu spre mare, depinde foarte mult de terenul fiecăruia și de sebumul, sebumul și de tipul de piele, dar. Eu având un temis, mie mi se pare că acoperă destul de bine. Iar acesta are un grad de acoperire uh, low, așa, mai micuț, nu acoperă foarte tare chiar toate imperfecțiunile. Bun, uh, mergem mai departe cu machiajul de ochi. Pentru ochi um, am folosit acest produs de la Tutti Fruti. l mai văzut la mine, îmi place foarte mult această paletă, m-am îndrăgostit de ea, e paleta mea preferată. Uh, nu am foarte multe produse de la Too Faced, cred că am această paletă și mai am uh, tot așa ceva pentru ochi, un glitter pentru ochi sau un far din acela lichid pentru ochi, dar îmi place foarte mult, sunt super încântată de această paletă. Cred că dacă o să mai aibă ceva reducere o să mai îmi cumpăr. Uitați-vă cât este drăguță, miroase și a căpșuni și uitați-vă că se asortează și cu oja este rozul acesta, ciclamul acela care se poartă în perioada asta. Știți că se poartă acum culorile acelea neon care sunt specifice anilor 90, să zic așa. 85-90, cred că perioada aceea se purtau și chiar, chiar, sunt foarte simpatice, îmi plac foarte mult ciclamul acela și verdele acela fluorescent, chiar, mi-aduce aminte de adolescență, să zic așa. Și haideți să trecem să vedem și paleta. O să vedeți că este deja folosită. așa Are și o oglindă, dar nu vreau să... Uitați-vă cât este, deja am folosit. Și eu mai am folosit acum acestea, că am vrut un machiaj din acesta simplu, acesta bejul acesta și cu glitterul acesta le-am folosit că vroiam ceva așa, v-am spus eu, make-up, no make-up. Și am folosit și iluminatorul acesta pentru că îmi place cum arată și poate să creeze așa un iluminator foarte bun. Deci nu mai aveți nevoie de iluminator pentru că există deja în această paletă. Și paleta aceasta este super pigmentată și mi se pare un pic, are și nuanțe din acelea praf, dar are și nuanțe din acelea cremoase. Cert este că dacă combinați un fard mat cu un fard cremos cu glitter, atunci uh, machiajul rezistă mult mai mult pe ploape. În schimb, dacă vă puneți doar machiaj, să zicem, cremos și dacă aveți un, fond, un ten gras, ar putea să, nu știu, să se adune în, printre proape. dacă nu îi puneți o bază de pentru ploape. Eu nu am folosit o bază, ci am folosit acel fard mat, care pur și simplu ajută cumva să așeze celălalt fard cu glitter peste fardul mat și chiar rezistă destul de ok și se vede foarte frumos ploapele și ochii cu acest. După cum observați, nu am folosit creion negru pentru că... Vroiam un machiaj din acesta foarte light, așa, foarte puțin machiaj, nu foarte mult negru, nu vreau ceva foarte dramatic și foarte sofisticat, așa că am renunțat așa un pic la creionul negru pe moment, dar în schimb nu am renunțat la rimel, care să zicem așa definește machiajul, adică indiferent ce far folosim, ce iluminator, dacă nu avem și un rimel, așa, care să definească și să dea, așa, last touch of makeup, să zicem așa, chiar rimelul sau mascarea este un must. De data aceasta am folosit acest acest rimel de la Essence pe care l-am achiziționat, cred că de la Pink Panda, da, da. inițial nu am fost încântată de el, dar apoi să știți că am început să-l folosesc și chiar sunt super încântată, îmi plac foarte mult produsele acestea de la Essence și cred că o să mai achiziționez ceva și o să vă spun de ce. Pentru că mie mi se par, au un raport calitate-preț foarte bun și am folosit destul de multe produse și de la Lancome și de la Estée Lauder, vreau să vă zic că acestea ca și calitate sunt peste ele din punctul meu de vedere. Deci nu trebuie să dai foarte mulți bani pe un produs doar ca să cumperi brandul, pentru că poți să găsești unul acceptabil la preț, adică un preț rezonabil, dar care, sincer, face o treabă mult mai bună decât unul pe care dai, nu știu, 200 de lei, 300 de lei, doar pentru că are un ambalaj mai fistichiu sau e promovat mai mult. Și acest produs, uitați-vă, are un ambalaj destul de drăguț, deci el se numește Lash Princess. Și chiar e foarte, foarte răgut și vi-l vi recomand. Acum, contează foarte mult și aceste produse, dacă ele când le folosiți, dacă le-ați cumpărat, nu știu, să fie deja în termen de garanție, că dacă este un produs care a stat foarte mult în magazin, s-ar putea să-l luați deja uscat acasă și să nu mai ai baci la efect. Deci contează foarte mult și ce loturi sunt și cât timp a stat acel produs în magazin. Eu l-am cumpărat de la, la v-am spus, la Pink Panda, dar știu că și cei de la DM au genul acesta de, de, rimel și e până în 20 de lei. Apoi, pentru aplicarea fardului de ploape, am folosit această paletă care tot o, paletă, această pensulă care tot o folosesc de la primer și sunt super încântată. Am dat 7 lei pe ea, dar E foarte, foarte drăguță și mie mi se pare. Acum, sincer, eu nu sunt un make-up artist să vin acum să evaluez pensulele. Eu nu văd așa mari diferențe. Probabil că cineva care, nu știu, chiar profesează în domeniul acesta s-ar putea să zică, domeniul nu este ok pensula. Mie mi se pare ok. Din punctul meu, ca și utilizator, nu ca profesionist în make-up artist, să ne înțelegem. Dar mie îmi place și la prețul plătit chiar mi se pare un produs destul de ok. Uh, și această uh, paletă de la Too Faced, nu știu dacă v-am zis, am luat-o de la Sephora, că cei de la Sephora o au. Uh, bun, mergem mai departe, nu mai avem multe produse. Uh, ca și ruj am folosit acest ruj de la Urban Decay, pentru care uh, l-am avut în ceantă, uitați să-mi să dau cu ruj. Este un ruj roșu, închis așa. Uh, un pixie de fapt, îl vedeți că e un pic uh, ciufulit, da, un pixie de fapt, uh, l-am găsit la ofertă, cred că am dat pe el 60 de lei, au avut ei o ofertă și are uh, numele sau numărul Sing Metalize, deci are uh, și glitter așa și e ușor metalizat. Și acum, ultimul produs care este finalul și care cumva așa, îți dă un vibe din acesta bun și te relaxează, și pur și simplu îți dă o stare de bine, e parfumul, adică eu nu aș vedea un make up fără parfum, mai ales în ziua de astăzi în care există atâtea oferte și scumpe și ieftine, nu aș vedea acum o persoană zilele de astăzi să nu aibă în colecția lui ei cel puțin o persoană tânără, cel puțin 10 parfumuri zic eu. Iar piața e destul de ofertantă, adică în comparație cu dacă mă întorc eu cum era în urmă, cu 20 de ani, în care uh, găseai parfumul pe la Mega Email și avea acolo 5 parfumuri, e și <laughs> late. Acum aveți. Există o piață destul de ofertantă și se găsesc peste tot parfumuri, și chiar mi se pare uh, finalul unui uh, make-up. Nu există să nu ai parfum. E un. Uh, Must. iar eu uh, sunt îndrăgostită de acest parfum care l-am cumpărat recent, o să vă las un link cu ce achiziții am mai făcut eu și acesta l-am cumpărat ieri de la Reserve din Mega Mall și sunt super încântată de acest parfum. A costat 100 de lei, mai exact 99,99. ,99. Este un parfum, ghiciți un ghi unde este fabricat, în Polonia, evident, toată marfa de la Reserve este produsă în Polonia este un brand polonez. Evident că prețurile sunt, au un raport calitate-preț destul de bun în comparație cu alte branduri. Și acesta se numește Mershai Meadow. Sincer, că mie îmi place foarte mult acest parfum. El are ca și note de top, o să vă și citește scrie aici, Orange, grapefruit, uh, ren curant, limon, note de mijloc uh, rose, uh, lily of the uh, valley, uh, sugar cane, uh, cinnamon. După care la note de bază musk, cedar wood, uh, note de oud. Deci avem uh, uh, citrice în notele de top, lămâie, grapefruit, orange. Apoi avem trandafir și liliac, scorțișoară și notele de bază, mască și lemn de cedru și lemn, note lemnoase. Chiar îmi place foarte mult. Parfumul meu preferat sau genul de parfum preferat este cel fructat floral lemnos. Deci combinația aceasta cu trei elemente este, să zicem așa, combinația de parfum care mi se potrivește, iar acest parfum miroase divin, adică divin, divin și la prețul lui. Acum, sincer, nu vă gândiți că e un parfum, eu cel puțin nu mai persist, nu mai simt așa ca miros, dar persoanele din jur îl simt. Uitați-vă cum arată, ca și sticluță, nu este, e o sticluță banală, aș putea să zic, lichidul este roz și să știți că există un joc aici la capac, adică nu trageți de capac, trebuie să luați de sticlă, dar mi se pare foarte bun parfumul acesta. Uh, și chiar intenționez să mai merg la Reserve, să văd ce mai au, pentru că am rămas impresionată de acest parfum. Ori l-am nimerit eu pe cel mai bun. Cert este că chiar mi se par că miros foarte bine și o să mai dau o tură pe la ei să văd ce mai au pe acolo, ca să mai încerc și alte parfumuri. Mai aveau și unele cu bujor pe care chiar vreau să le încerc și pe acelea. Am rămas cu ele cu Bun, cam acestea au fost parfumurile. Sper că nu v-am plictisit prea tare cu toate informațiile pe care le-am oferit. Să știți că scopul este de a vă spune părerile mele, că despre asta este acest canal, să vă spun exact ce experiențe am avut folosind anumite produse. Aceste produse sunt achiziționate din fondurile proprii, nu există sponsorizare, parteneriat, deci nu există niciun fel de influență din punct de vedere economic, să zic așa, astfel încât să vă fac să vă determin să cumpărați niște produse și pur și simplu este părerea mea, și eu învăț de la alte persoane și sunt în continuă dezvoltare și la rândul meu vă spun ceea ce consider eu că funcționează pentru mine și ce impresii mi-au făcut fiecare produs în parte. Uh, vă mulțumesc că m-ați urmărit. A, ah, am uitat să vă zic ceva, că uitați, avem aici un produs pe care n-am vorbit de el. Da. Uh, acest produs de la Garnier este cel cu care voi face o curățare a machiajului și anume acest produs, uh, o apă micelară pe care o folosesc și eu o vedeți că deja începe să se consume din ea. Uh, bineînțeles că avem destul de mult produs aici, deci o să dureze ceva până să consum sticluța aceasta are 400 de mililitri, așa că o să dureze, deci cam acestea sunt produsele, sper că n-am uitat ceva anume, vă mulțumesc încă o dată că m-ați urmărit, vă mai aștept pe canalul meu și cu alte informații, în cazul în care sunteți interesați să mai vedeți informații cu privire la alte um, produse pe care le-am folosit eu la machiajul zilnic, precum și, nu știu, cumpărăturile pe care le-am făcut eu, comenzile pe care le-am făcut la Tart, comenzile pe care le-am făcut la Oriflame sau la Avon. Vă invit pe canalul meu să vedeți și aceste videouri. Eu o să vă las în link un video cu um, produsele de la Tart și încă un video cu parfumurile pe care le am în colecție, o parte din ele pentru că în colecția aceea v-am spus că e mai mare de 10 parfumuri și ea crește pe măsură ce descoper parfumuri noi. Um, și vă mai aștept pe canalul meu, în cazul în care doriți să dezvoltați acest canal și vi se pară informațiile interesante și conținutul canalului este interesant și vă atrage, am rugămintea să-mi dați și mie un like și un subscribe. Vă doresc o zi minunată!